Voi citi din cartea a doua a Cronicilor, de la capitolul 2, începând cu versetul 1. Solomon a poruncit să se zidească o casă numelui Domnului și o casă împărătească pentru el. Solomon a numărat 70.000 de oameni ca să ducă sarcinile, 80.000 ca să taie pietrele pe munte și 3.600 ca să-i privegheze. Solomon a trimis să spună lui Hiram, împăratul Tirului, fă-mi și mie cum ai făcut tatălui meu David, căruia i-ai trimis cedrii ca să-și zidească o casă de locuit. Iată, eu înalț o casă numelui Domnului Dumnezeului meu, ca să-i o închin lui, să ard înaintea lui tămâie mirositoare, să aduc necurmat în ea pâinile pentru punerea înainte și să aduc arderile de tot, de dimineață și de seară, în zilele de sabat, de lună nouă și de sărbătoare ale Domnului Dumnezeului nostru, după o lege veșnică pentru Israel. Casa pe care o voi zidi trebuie să fie mare, căci Dumnezeul nostru este mai mare decât toți dumnezeii. Amin. Îndemn un frate care e îndemnat de Duhul Domnului să ne conducă în rugăciune. Dar voi, spunea textul de la Iuda, voi prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și textul pe care îl avem noi continuă mai departe în cele patru lucruri, ca și patru roți care mână o căruță. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului pentru viața veșnică. Cu versetele acestea salutăm pe toți cei care sunt de aproape și de departe și se uită la noi și ascultă ce spunem. În dimineața aceasta, din toți lucrătorii pe care Solomon i-a chemat să zidească casa, voi lua o singură parte ca să spun că așa trebuie să fim și noi, toți și fiecare. Solomon a poruncit să se zidească o casă în numelui Domnului Dumnezeului său, o casă împărătească pentru el, și a numărat 70.000 de oameni ca să ducă sarcinile. Și în dimineața aceasta, cumva gândul, nu titlul, că titlurile sunt nimica, să fim purtători de poveri, nu asistenți în adunare, nu asistenți în poporul lui Dumnezeu, ci purtători de poveri. Zidim o casă numelui Domnului Dumnezeului nostru. 70.000 de lucrători care cărau, duceau, am spune, nu trebuia o muncă calificată și poate că, pentru că nu găsesc un cuvânt pentru aceste două cuvinte, purtători de poveri, în limba ebraică, am spune noi, sunt hamali. Mi-ar fi jenă să spun că toți vrem, trebuie să fim hamali. Suntem purtători de poveri. Și în ultimul verset din capitolul 2, spune, a luat din ei 70.000 ca să poarte sarcinile. Și ca să vedeți cine sunt aceștia ei, versetul dinainte ne spune, Solomon a numărat pe toți străinii care erau în țară.
Aceștia erau străini. Străini, așa cum și noi suntem străini. Fie că suntem de 20, 30 sau 50 de ani aici, suntem străini. A numărat din toți 70.000 care erau în țară și a căror numărătoare fusese făcută încă de David dinainte. A luat din ei 70.000 ca să poarte sarcinile. Găsim că aceștia erau și străini, dar și robi. Erau oameni cărora putea să le poruncească ce să facă. Și dacă spun că erau numai purtători de poveri, iarăși aș spune prea puțin, pentru că aceștia trebuiau să ducă pietrele pentru zidirea templului, dar nu erau pietre oarecare, pe fiecare era un semn. Era un semn scris undeva pe munte, departe, și semnul acesta arăta cu care altă piatră se putea lega. Pentru că la templul acesta de la Ierusalim n-a fost ciocan să bată, bătaia a fost undeva departe, a fost și dalta și ciocanul au fost folosite la munte de unde a fost scoasă piatra. Și aici trebuiau muncitorii și cei care duceau, purtătorii de poveri, să știe, piatra aceasta se îmbucă, se lipește de o altă piatră care are același semn. Și prin aceasta înțelegem mai bine că trebuie să fie o potrivire a noastră în lucrare. Nu alegem noi ce să facem, alege Marele Meșter. Și lucrul acesta e o minune a Harului lui Dumnezeu. Erau robi, într-adevăr, așa cum și noi suntem robi, robi de corvoadă, așa sunt numiți. La Neemia găsim că oamenii aceștia care erau robi în Babilon, cu o mână lucrau și aveau ciocanul, iar cu alta țineau sabia. Era un pericol mare în vremea aceea și pericolul era al invadatorilor care urau lucrarea Domnului. Nu voi face decât să subliniez ce am spus acum prin câteva exemple ca să nu fie o predică lungă. Am să-l iau pe Simon din Cirena, primul, care îl arăt ca un purtător de poveri. La Marcu, la capitolul 15, găsim scris, au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. Se întorcea de la lucru. Când seara veniți acasă, după o zi de lucru, și vă spune soția să te duci și să cumperi brânză. Și primul lucru care îmi vine în minte e să spun, acum brânză ne trebuie nouă? Acum ne trebuie nouă exact să mă duc iarăși până la prăvălie și să cumpăr sau pâine sau ceva. Nu ne prea place. Sunt obosit. Am lucrat toată ziua. Și cuvântul vine și spune, au silit să ducă crucea pe unul care venea, era trecător pe acolo. E alaiul sau cortegiul sau lacrimile în Via Dolorosa, mergând spre Golgota, și Domnul Iisus cade sub cruce, nu mai poate să o ducă. El, leul din Iuda,
El, puternicul lui Israel, nu mai are putere. E prea grea crucea. Și soldații s-au gândit că trebuie să ajungă, să împlinească execuția. Și au găsit pe trecătorul acesta ca să îl forțeze, au silit. Evanghelistul Luca spune același lucru. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena. Când Luca scrie asta, îmi dă de gândit că Simon ar fi vrut să fugă. Au pus mâna pe Simon și l-au forțat. Se întorcea de la câmp și i-au pus crucea în spinare ca să o ducă el după Iisus. Nu i-a plăcut lui Simon din Cirena. E aici un om care se pare să fie și rasial, diferit de toți ceilalți, că e din Africa. E aici unde are un ogor pe care îl lucrează și acum trebuie să ducă crucea lui Iisus. Ce binecuvântare omul acesta care merge după Domnul Iisus. Așa ne dau detaliile. L-au silit să ducă crucea după Iisus, după Hristos. Și Simon din Cirena, care are doi fii, un Alexandru și Ruf, aceștia ajung să fie oameni binecuvântați care au ajuns să fie ei înșiși, nu numai purtători ai crucii, ci vestitori ai Evangheliei prin cruce. Simon din Cirena e un om deosebit, e poate de culoare, dar un om cu o inimă bună. Cât a mers? Un kilometru, să fi fost doi, a mers în urma lui Iisus. Și în tot timpul acesta el îl vede pe Domnul, că merge. Și Domnul are pe buzele lui laudele lui Israel. El e mielul junghiat care duce și poartă păcatele lumii. Are cuvinte de aur la adresa lui Dumnezeu. E o rugăciune continuă și lui Simon din Cirena se mișcă inima. Așa ceva n-a mai văzut. Auzea la execuții blesteme. Cei care erau executați blestemau pe cei care urmau să îi omoare. Și acesta vorbește psalmii lui David și cântă cântările lui Israel. Și Simon din Cirena își dă și el inima lui Hristos Domnul. Drumul acela, drum de rob, drum de dus poveri, poverile fiind chiar și crucea Domnului Iisus, lucrurile acestea i-au schimbat viața. Voința lui se pleacă în fața lui Hristos Domnul. El încheie drumul și duce povara, dar povara îl schimbă. Povara aceasta pe care o poartă el, crucea Domnului, îi schimbă viața. În secolul al doilea, la Smirna, în Turcia de astăzi, era un episcop, un predicator bătrân. Avea peste 80 de ani, 84 de ani. Și Policarp acesta e prins, adus în fața proconsulului, a dregătorului, care se uită la el și dregătorul lui se face milă. Trebuie să îi spună că dacă nu ia bobul de tămâie să-l arunce pe altar, și lucrul ăsta însemna că recunoaște pe zeul al cărui altar era, trebuie să fie pedepsit cu moartea și o moarte crudă, crâncenă. Și îl îndeamnă Blajin, el dregătorul, pe Policarp.
Nu-i greu, e un pom de tămâie, ia și aruncă-l în focul de pe altar și ai scăpat. Și Policarp, bătrânul, vine și îi spune proconsulului, 84 de ani l-am slujit pe Nazarineanul Hristos, el e mântuitorul meu și odată nu mi-a făcut un rău, întotdeauna a fost bun cu mine, cum să mă despart, pentru că asta însemna despărțirea de Hristos, bobul de tămâie. Și Policarp nu vrea și a preferat să moară, dar să rămână cu Hristos Domnul. Simon din Cirena l-a cunoscut pe Hristos Domnul nu în glorie, nu în slavă, ci cărând bârna aceea a crucii înspre Golgota, până la povârnișul plan al muntelui. Simon din Cirena e un exemplu pentru noi. Lăsați poverile pe care le ducem, pe care le tragem după noi, să ne schimbe nouă viața și să ajungem și noi ca și Hristos Domnul. Iau un alt exemplu, pe Hristos însuși. Apostolul Petru vine și spune în epistola sa întâia, la sfârșit, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși va purta de grijă. Și sublinierea pe care o fac e îngrijorările pe care le avem noi sunt o povară pentru noi. Ducem poveri și cuvântul Domnului ne spune, nu sunt poveri folositoare, nu sunt bune, ne opresc din alergarea noastră înainte. Și un alt cuvânt, el însuși va purta de grijă. Nu vă îngrijorați de nimic. Sunt convins că Domnul are în vedere și alegerile care vor fi aici în America, și alegerile din România. Și mă rog, nu știu pentru care să mă rog mai mult, cele de acolo sau cele de aici, și la urmă vin și spun, Doamne, Tu știi mai bine ca mine, fă lucrarea pe care o faci Tu. Și oricare ar fi, e alesul pe care Domnul îl face, Domnul face alegerea și El însuși se îngrijește de voi. Marta odată a venit la Domnul Iisus și parcă citiți la Luca capitolul 10 și veți vedea că parcă îl ceartă pe Domnul. Doamne, nu-ți pasă că lucrezi singură la bucătărie? Maria e sora mea, stăm în aceeași casă și uite la ea, stă și nu face nimic, nu mă ajută. Și cuvântul pe care vreau să vi-l subliniez, nu-ți pasă? O, Marto, Marto, nu știi cât îi pasă Domnului de îngrijorarea ta, dar El poate purta de grijă. Cuvântul spune la, și David are cuvintele acestea care dacă le stoarcem bine, găsim că sunt și ulei, un de lemn pentru o ungere a rănilor, dar și miere pentru gustul de har al harului lui Dumnezeu. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Cuvântul aici e niciodată. El își împlinește cuvântul, El păstrează și legătura cu noi. În Psalmul 68, cuvântul spune, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Iarăși două cuvinte pe care le-aș sublinia, e Domnul. Psalmistul nu găsește pentru Mântuitorul nostru un cuvânt mai frumos ca Adonai, cel care este stăpânul,
cel care are sceptrul și conduce și astrele și lumea și pământul și toate sunt în mâna lui. Și psalmistul spune, încredințează soarta în mâna lui Adonai. Și el te va sprijini, el îți poartă zilnic povara. Și al doilea cuvânt pe care l-aș sublinia e zilnic. Nu trece o zi în care Domnul să nu pună umărul ca să ne poarte povara. Noi spunem că noi o purtăm, dar el de fapt o poartă. Și cel care poartă poverile noastre e cel care ne sprijinește. El suferințele noastre le-a purtat. Iată cine e purtătorul de poveri. Le-a purtat și durerile noastre, le-a luat asupra lui, pentru ca să înțelegem minunea harului pe care o are Dumnezeu pentru noi. Lovit, pedepsit, smerit, noi credeam că este pedepsit de Dumnezeu, dar el poverile noastre le-a luat asupra lui. Și cuvântul aici iarăși e de meditație și de gândire, o viață întreagă la cât a suferit Domnul. Nu numai lemnul crucii, suferă mereu uitându-se la slăbiciunile noastre, când a turnat în noi Duhul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu și noi adeseori facem voia noastră ca să suferim mai mult și să-i aducem supărare. E un Dumnezeu sensibil, e un Dumnezeu cu o finețe a inimii lui atât de mare încât are oftat și lacrimi sus în cer. Cuvântul Domnului vine și ne spune că el este creatorul, dar nu numai creatorul, e și susținătorul. E o cântare frumoasă pe care o avem. Nu este munte prea înalt ca să nu-l miște? Nu e problemă prea grea să nu o rezolve? Nu e furtună prea grea să nu o liniștească? Nu e durere prea grea să nu o aline? El a purtat pe umerii lui povara lumii. El poate lua chiar acum și povara ta. Mă gândeam la cine să mă uit, știind că are o povară, dar nu mă uit la nimeni, pentru că toți avem poverile noastre. Și trece ora două, și trece ora trei noaptea, și poverile ne apasă pe suflet. Și atunci aș vrea să spun, lăsați pe Domnul, care are umeri tari, să ducă toată povara lumii și toată povara păcatelor, el să poarte și povara noastră. Și aș vrea, dacă ne-am uitat puțin, prea puțin la Simon din Cirena și cât am putea să mai vorbim despre el, dacă ne uităm la Domnul și cât am putea să îi sărutăm picioarele pentru dragostea lui, aș vrea să iau și al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez. Noi înșine, fiecare, trebuie să fim purtători de poveri. Undeva unde stăm, e în față o soră și poverile ei sunt prea mari pentru ea. Ai umeri buni și ai experiență, ia din poverile ei și lasă ca Domnul să o ușureze și pe ea. Alături s-ar putea să fie unul care a plâns toată săptămâna și are poveri. Are sarcini care sprea saci legați care nu se desfac ca să fie goliți, saci legați cu greutăți pe care nu le mai poate duce. Ia povara
și fii tu un purtător de poveri pentru aceștia și în rugăciune poartă poverile înaintea Domnului. Noi înșine trebuie să fim purtători de poveri. În Galateni, Apostolul Pavel vine și spune că legea lui Hristos, nu vorbesc de legea de la Sinai, Apostolul Pavel vine și spune legea lui Hristos e o altă lege sau e aceeași lege? E o lege pe care Domnul ne-o cere, legea dragostei. Purtați-vă sarcinile unii altora, spune Apostolul Pavel, și veți împlini astfel legea lui Hristos. Legea lui Hristos e să purtăm sarcinile unii altora. Dacă împliniți, spune Iacob, legea împărătească, e o lege care nu e omenească, e o lege care vine de la legiuitorul sfânt, legea împărătească, potrivit Scripturii, este să iubești pe aproapele tău, dar nu numai atât, să pui umărul și să-i duci sarcinile. Prea mult ne gândim în vremea noastră, eu cu sarcinile mele, el cu sarcinile lui și eu îmi văd de treaba mea, el să-și vadă de treaba lui. Asta nu-i legea lui Hristos. Legea lui Hristos e să purtăm sarcinile unii altora. Așadar, spunea tot Apostolul Pavel romanilor, primiți-vă unii pe alții, fiecare e făcut altfel. Există temperamente pe care le subliniem la fiecare din noi. Unul poate să fie coleric, altul să fie în alt fel, unul să fie plin de bucurie, întotdeauna exaltare, altul mult mai calm să se uite întâi și abia după ce a trecut vremea râsului, el să râdă și singur și lumea să zică săracul de el. Dar numai că fiecare e altfel și Apostolul Pavel rezolvă, fără să critique. Purtați-vă sarcinile, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și Hristos spre slava lui Dumnezeu. În 1923 a venit în America Regina Maria a României. Regina Mariei a venit într-o vizită de curtoazie, dar unde e regina, întotdeauna se adună lumea și dintr-o dată din Anglia, Lloyd George, prim-ministru, care era credincios baptist, a scris aici în America și a rugat ca Rushbrook, care fusese mai de multe ori în România, să medieze pentru credincioșii baptiști, i-a scris lui Rushbrook, englezul, să facă tot ce poate să vină în America să se întâlnească cu Regina Maria. În România era persecuție, credincioșii baptiști erau legați, aruncați la închisoare, bătuți și Lloyd George a făcut demersuri ca aceștia să meargă. Și Mullins de la Louisville, profesorul eminent al teologiei care s-a dezvoltat pe baza Bibliei, cum n-a mai fost, și Everett Gill, care mai târziu a devenit președintele sau directorul seminarului din București, au primit scrisori, întâlniți-vă cu Regina Maria pentru frații noștri care sunt atacați, bătuți, aruncați la închisoare, e momentul ca să fiți activi, nu stați. Când a ajuns la Louisville, a primit scrisori de la soțul ei, regele Ferdinand. Și regina a anunțat, nu mai pot să stau, trebuie să mă duc în Anglia. Și așa s-a întâmplat. Și cumva toate planurile au fost anulate. Dar a rămas în suita mare a reginei întrebarea, ce-i cu baptiștii ăștia? În America erau
milioane de baptiști, dar unii din România nu știau de ei. Cei cu baptiștii ăștia, că e libertate cât vrei, prea multă în America, în Anglia la fel, și sunt scrisori peste tot ca aceștia, oameni înalți, oameni cu rang în conducerea popoarelor, scriu reginei despre persecuțiile baptiștilor din România. După vizita reginei Maria în Anglia, s-au oprit persecuțiile. Dar a rămas întrebarea, ce-i cu oamenii ăștia? Dețin, pentru că între dealuri undeva, un țăran care are întraistă Biblia, se duce și vorbește oamenilor despre Hristos. Că în altă parte, la malul apei, un altul cu cușmă de țăran și îmbrăcat țărănește, vorbește oamenilor despre Hristos și deodată vine plutonierul și îi trage o palmă și îl gonește. Ce-i cu oamenii ăștia? Că sunt interesați de cei mai de jos, de undeva din România, care spun că sunt persecutați. Și altcineva i-a răspuns, tu nu-i cunoști pe pocăiți. Pocăiții sunt una. Dacă mergi la biserică la ei, ei se salută cu frate și soră și nu-i vorbă goală. Ei sunt frați și surori, ca și cum într-un trup mâna e parte din trup și gâtul e parte din trup și capul e parte din trup, ei sunt una. Pocăiții sunt uniți. A fost o lecție scurtă pentru regina și a fost o lecție bună pentru cei care au fost persecutați odată în țară. Aici e demnitatea pe care Domnul o pune în cei prea iubiți. Purtați-vă poverile unii altora. Lăsați ca poverile acestea să ne schimbe viața. Așa cum i-a schimbat-o pe lui Simon din Cirena, africanul. Lăsați ca inima noastră să fie alipită de Domnul în așa fel încât tot ce facem și tot ce suntem sunt pentru unirea și mărturia și slava Domnului Iisus Hristos. Solomon a numărat 70.000 de oameni. Găsiți numele împăratului Tirului, Hiram, găsiți numele constructorilor care se ridică și într-un plan măreț arată frumusețea planului lui Dumnezeu. Și un Solomon care spune, noi nu zidim o casă obișnuită, noi zidim o casă împăratului, noi zidim o casă Domnului Domnilor, Stăpânului Preaputernic. Și nu găsesc niciun nume al celor care poartă poverile. Și atunci mă bucur. Mă bucur că, Doamne, m-ai făcut și pe mine purtător de poveri. Și nu mă interesează dacă să știe numele meu, că Tu îl știi. Și undeva în listele purtătorilor care lucrează la templu, e și numele meu. Puteți să vă bateți joc de mine, puteți să mă goniți, puteți să-mi dați dreptate sau să râdeți de mine. Eu sunt mulțumit că El știe numele meu. Și vreau, Doamne, să fiu purtător de poveri pentru slava Ta. Și Domnul să ne ajute așa pe toți de aici. Ca într-adevăr să fim o unitate pe care o face Duhul lui Dumnezeu și fiecare să poarte poveri pentru slava Domnului.
Să-i spun lui Iisus orice durere, ce câteodată mă pasă greu. Ajută-ne, ridicăm și-mi dă putere.